Doamnelor și domnilor, fracțiunea Partidului Liberal aduce la cunoștința opiniei publice asupra unei nedreptăți care urmează să fie legiferată astăzi în Parlamentul Republicii Moldova prin adoptarea în lectura a doua a proiectului de lege numărul 215 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative. În special vrem să atragem atenția asupra amendamentului propus de deputatul PD, domnul Sergiu Sârbu, care sfidează orice logică și orice normalitate. Amendamentul respectiv va duce la micșorarea considerabilă a salariilor funcționarilor publici, deoarece sporul care era stabilit în legea numărul 48 din 2012 va fi exclus, iar în schimb va fi stabilită o plată de stimulare, care nu va fi garantată. Practic, acești oameni, dintre ei care sunt foarte prost plătiți și abia de reușesc să-și permită un trai mult peste veniturile oficiale, care își fac cinstit munca zi de zi, unii dintre ei activând mai mult peste 20 de ani, au devenit, în viziunea deputatului Sârbu, inamici ai statului. Și acesta a decis să-i pedepsească prin tăierea salariilor. Referitor la mărimea concretă a plății de stimulare, la moment aceasta nu poate fi calculată, deoarece amendamentul propus de domnul Sârbu scrie foarte clar că mecanismul va fi stabilit de guvern. Totodată, autorul a înaintat aceste amendamente fără a avea la bază un studiu privind impactul în practică a acestor modificări, precum și cum vor avea de suferit veniturile funcționarilor publici, inclusiv fără a analiza efectele pe care le-ar avea schimbările în cauză asupra bugetului de stat. Vreau să vă aduc aminte că în cadrul programului electoral al Partidului Democrat din 2014 scria negru pe alb, citez: Partidul Democrat din Moldova a urmărit și va urmări să realizeze dezvoltarea economică a țării, creșterea generală a economiei, creșterea veniturilor cetățenilor, creșterea veniturilor la bugetul de stat, creșterea investițiilor în Moldova. După cum observăm, una scriu și alta fac. În program au scris că vor majora veniturile cetățenilor, dar în realitate au venit și micșorează salariul, ceea ce înseamnă că au mințit alegătorii în timpul campaniei. De aceea, fracțiunea Partidului Liberal solicită insistent autorului retragerea acestor amendamente. Respectiv, îndemnăm și colegii deputați din Parlament să nu susțină aceste amendamente. Vă mulțumesc frumos!